că ziceam noi despre sănătate, păi pentru asta avem o rubrică specială la Casa de Vreme. Și ca să continuăm emisiunea Casa de Vreme, doamnelor și domnilor, am alături un om care știe despre corpul nostru un pic mai multe decât știm noi despre corpul nostru propriu. Și este nevoie doar să privească la tine ca să spună de unde încep problemele tale. Și desigur, aceste probleme încep de la lucruri aparent care n-au treabă. De exemplu, mandibula. Ce puteți spune atunci când vedeți mandibula unui om? Noi cam nimic, că este boxer dacă are mandibula evidențiată în față sau că are vreun simptom mai deosebit dacă este altfel. Radu Celnacov, medic osteopat, reabilitolog, le cunoaște pe toate. Bună ziua! Bună ziua! Și bine ai revenit la casă. Bine v-am găsit! Eu înțeleg că mandibula este cheia verticalității corpului uman. Nu eu am spus-o, am spus-o un alt medic din România, dar vreau să ne confirm sau infirm. Postura noastră ține și de mandibulă? Mandibula este un os, însă ea se leagă prin articulație temporomandibulară de sub craniu. Ureche. Sub ureche. Sau din partea anterioară a urechii putem să vedem, să simțim această articulație. Deci mandibula se unește la craniu pe osul temporal prin această articulație temporomandibulară. Este o articulație foarte importantă, fiindcă tot am discutat într-o emisiune precedentă importanța piciorului asupra posturii. Mulți neglijează importanța articulației temporomandibulare, fiindcă este o articulație extrem de importantă și cum la fel de multe informații o primim de jos când călcăm cu piciorul, la fel de multe informații primim în fiecare zi, în fiecare minută, fiindcă vorbim cu gura, mâncăm cu gura și foarte multe lucruri sunt cauzate de legătura pe care o are mandibula prin articulație temporomandibulară cu coloana cervicală și cu craniul nostru. Am înțeles că C2 și C3 sunt acele două discuri cele mai importante pentru cei ce vorbim noi. C2 și C3, vertebrele C2 și C3, fiindcă tot ce este nervii vegetativ, tot ce este nervul trigemen, ramurile lui trec prin aceste zone și prin zona articulației temporomandibulare, de la care primește inervația și prin urmare este foarte strâns legat nervul trigeminal cu articulația temporomandibulară. Te-ai spus mai devreme despre box, boxerii. Boxerii de deseori au aceste probleme, fiindcă cade de obicei în box barba este țintită, căutată. Și atunci foarte mulți boxeri primesc traume în articulație temporomandibulară. Așa. Și atunci apar o serie de probleme, cu timpul apar dureri de cap, cefalee, dureri de ocluzie, dureri de masticație. Deci în principiu acea binecunoscută teorie că boxerii în timp au probleme cu durerile de cap ține nu de faptul că a fost lovit în frunte, dar ține de faptul că bărbia a fost afectată de acele lovituri și a afectat articulația temporomandibulară. Exact. Însă nu toți sunt boxeri, în zi de zi se întâmplă să primim, să avem accidente de genul acesta. Accidente de genul acesta care pot implica articulația temporomandibulară și coloana cervicală sunt traumatismele de accelerare, decelerare. Asta am spus, când se întâmplă lovitura din spate, cineva te bocnește în mașină și face mișcare bruscă, de flexie, extensie, accelerare, decelerare. Deseori în aceste mișcări apar probleme în articulație temporomandibulară, însă și în lucruri simple cum este mestecatul de gumă, așa, da? Că supra-solicită mușchii masticatori, persoanele care sunt într-un stres cronic, da? Fără să-și dea seama, imprimă un stres pe mușchii masticatori. Asta se poate vedea, poate soțiile sau soții respectiv simt că creștesc dinții, bruxismul, apare așa numitul bruxism, deși el este iarăși implicat, este implicat articulația temporomandibulară cu mușchii masticatori. Dar și traumele directe în coloană cervicală, fiindcă, cum am spus mai devreme, ele implică o patologie la nivel de nerv trigemen, de ganglioni sfenopalatini, care trec lângă articulația temporomandibulară și aceasta imprimă un spasm
și o modificare de lucru articulație temporomandibular cu blocarea meniscului, că trebuie să înțelegem că este un menisc, cum este menisc între vertebre, între condil și osul temporal, există și acolo menisc. Se blochează acest menisc și articulația nu mai lucrează corect. Și atunci spasmul ăsta se traduce mai departe pe mușchii masticatori și pe mușchii centurii scapulare și dereglează postura. Începând cu aici, începe să dereglează postura. Eu am găsit chiar niște imagini și aș ruga regia să ni le ofere pe ecrane în aceste clipe. Chiar am să conectez acum ca să vedem despre ce este vorba. Sunt un pic altele decât mi le-ai furnizat tu, dar așa sau pe dincolo. Iată aceste imagini, ai putea să vezi cum niște probleme cu mandibula și cu articulația temporomandibulară ar putea porni o inverticalitate de la craniu și continua mai departe cu întreg scheletul. Foarte așa corect. Este, deci. Așa este. Foarte importantă este și ocluzia. Mulți, de exemplu, au un aliniament greșit între mandibula superioară și acea inferioară. Și aceasta tot implică și imprimă o mișcare greșită și un spasm în mușchii masticatori, pe de o parte mai mult. Multe persoane, de exemplu, care nu au avut o extracție dentară, la fel, au lăsat-o netratată, ea ulterior provoacă iarăși această dezechilibru între maxilar superior și inferior și iarăși se implică un spasm mai mult pe o articulație. Spasmul acesta mai departe se traduce prin spasmul mușchilor cervicale și mai departe în mușchii cinturii scapulare. Și avem această rotație. Rotație și la temporal, avem și o rotație în cervicală și la nivelul umerilor, că apare dezechilibrul acesta al umerilor. Și câteodată nu neapărat să fie o problemă neapărat în umeri, dar o problemă să fie din gura, care să ne provoace niște rotații care se traduc în cervicală, C1, C2 și în centura scapulară. Deci faptul că un umăr este mai înalt sau mai jos decât celălalt nu este neapărat condiționat de o geantă grea pe care o duci în fiecare zi de obicei pe același umăr. Poate fi condiționat și de o problemă la nivelul acestei articulații temporomandibulare. Am putea, de exemplu, să fim, uite, ca să ne întoarcem la problema zilelor curente, da? Temperatură de peste 30 de grade afară, ieșim afară în călduri, mai bate un vânt, noi transpirați, sau intrăm în încăpere unde lucrează aerul condiționat, ar putea asta să ne afecteze cumva? Persoanele care sunt predispuse, deja au anumite probleme cervicale, reacționează foarte repede la schimbările bruște de temperatură, aerul condiționat rece. Atunci, deja pe un spas preexistent cervical, accentuarea acestui printr-un aer condiționat rece, repede, duce la spasmul mai mare și la accentuarea simptomelor. Fiindcă foarte des, și mai ales în caniculă, problemele de cervicală, torticolis și tot ce este temporomandibulară încep să se arate din ce în ce mai frecvent. De obicei, nervul trigemen pe care văd eu aproximativ desenat pe acest dețel, el este, sunt doi, adică este partea stângă și partea dreaptă? Sau? Sunt doi, nervul trigemen este un nerv. El este pe canal medular și de la el pornesc trei branșe pe partea sus, mandibula superioară și mandibula inferioară. De obicei, dacă avem problema, așa cum spunem noi, am răcit nervul, da? Se întâmplă pe o singură parte, nu pe două. Da, fiindcă sunt doi gavlioni sfenopalatini, cum am spus eu mai devreme, și este suficient să prindem, să spasmăm o mușchi mai tare pe o parte, cum punem presiune pe partea aceasta și implicăm presiune pe nervul vegetativ, pe ganglionul vegetativ, care începe să producă deja impulsuri aferente greșite și atunci apar spasme reflectorii în zona cervicală și în zona umerilor. Ok. Despre cum apare simptomatică am vorbit. Ce facem în aceste situații și care este soluția? Cum scăpăm de problemele care sunt legate de această articulație și de nervul trigemen? Bine, trebuie să ne dăm seama că este o problemă care vine de articulație temporomandibulară, că nu vine din altă parte, nu vine cervical, trebuie pus de diagnostic. Cel mai simplu este testul cu trei degete, da, care se pune în gură și dacă ne permite să deschidem suficient, înseamnă că articulația lucrează corect. Este bine. Că multe persoane nu reușesc să deschidă suficient. Să încerc eu? Trei degete ale mele proprii, da? Da. Dar dacă reușesc cu patru, ce se întâmplă? Este foarte bine, o articulație care lucrează foarte bine. Hai să încerc cu trei acum și să vedem. Încercați și voi, apropo, ca să nu fiu eu unicul clovn aici care încearcă chestia asta. Deci în cap, este bine, lucrează.
Doi, multă lume nu atrage atenție la clacmentul de deschidere. Când mănânc, așa, apare un clacment de deschidere. Deci parcă se aude un zgomot, un click, așa ceva. Așa, și lumea subestimează. De fapt, este primul semnal că articulația este supra-solicitată. Așa. Și trebuie să atragem atenție și la chestia aceasta. Și având în vedere acestea, deja putem să ne dăm seama că este un spasm undeva unilateral sau este o problemă de articulație temporomandibulară. Lucru cu articulația temporomandibulară profilactic trebuie făcut simplu. Sunt niște mușchi care, am spus eu, masticatori, în care deschid, închid gura. Și atunci, pur și simplu, deplasând mandibula într-o parte pe 3 secunde în altă parte, putem la fel să simțim dacă o parte este mai spasmată decât alaltă. Adică pur și simplu ne mutăm mandibula în partea de dreaptă, dar trebuie să fim foarte relaxați ca să simțim într-adevăr este un spasm sau nu, fiindcă se vede, se simte, dacă suntem atenți, putem să simțim că o parte este mai spasmată decât cealaltă. Dacă este o problemă de articulație temporomandibulară, trebuie văzută, trebuie mers la un dentist, un dentist care se ocupă cu dantura, să vadă dacă sunt corect aranjați dinții, dacă nu este o problemă de ocluzie, dacă este o extracție, trebuie corectată extracție, pus un implant, văzută, fiindcă este foarte important dinții în raport cu articulația temporomandibulară și cu coloana cervicală. Deci, în principiu, un dinte lipsă ne-ar putea crea în timp probleme de aceste... Fiindcă el, după aceea, dinții mai laterali au tendință să ocupe spațiul gol și atunci se schimbă complet alineamentul și complet masticația. Așa. Un dinte de minte care a rămas, care a crescut și doar dintr-o parte, de exemplu, ar putea să ne creeze și el probleme? Dinții de minte sunt mai puțin problematici, sunt mai... Ei sunt ultimii. Sunt ultimii. Pot fi împinși de dinții... Exact. Ceilalți care sunt după dinții molari, premolari, sunt foarte important, fiindcă cu ei noi mestecăm. Și când nu avem o lipsă de dinți importanți, atunci apar problemele cele mai mari. Fiindcă ăștia laterale împing pe ceilalți. Așa, deci mergem la un dentist. Așa. Ne rezolvăm problemele cu dantura. Rezolvăm problema cu coloana cervicală. Deci vedem dacă este o problemă cervicală care cauzează un spasm pe mușchii aceștia care sunt mușchii masticatori. Fiindcă o poziție în anteflexie a coloanei cervicale, din cauza că stăm foarte mult cu telefoanele mobile. Stăm cu telefoanele mobile foarte mult, avem o tendință de spasm a mușchilor cervicali care duc la un spasm a mușchilor masticatori și, prin urmare, implică un spasm pe articulația temporomandibulară cu consecințe asupra tot ce am spus eu mai devreme, ganglionul stenopalatin, nervul trigemin și schimbarea posturii. Adică, și, prin urmare, tratamentul coloanei cervicale ajută să rezolvăm o bună parte de probleme cauzate de articulația temporomandibulară de origine cervicală. Deci, în principiu, este o problemă destul de curentă, ca să zicem așa, și smartphone-ele ar putea să o facă mai evidentă, mai des întâlnită. Iată unul din desene care l-am arătat și data trecută, cum se schimbă postura în funcție de cum țineți telefonul și asta acționează asupra, iată, părții astea de sus a coloanei vertebrale, care este partea, coloana cervicală, ca să o numim așa, și poate să ne dea simptome nu dintre cele mai plăcute. Se discută din ce în ce mai mult despre această problemă telefonul mobil, că stăm cu nasul telefon tot timpul, cauzează probleme foarte serioase de gen tendinite la nivelul cervical, care nu s-au întâlnit până acum au crescut foarte brusc și devine deja o problemă destul de actuală în medicină și trebuie văzut profilactic ce putem face. Ok, mai avem doar câteva minute și eu aș vrea să profit de această ocazie, pentru că tu ești specialistul care știe exerciții miraculoase, care ne apără și în aceste situații. Aș vrea să facem o mică demonstrație pentru cei care ne privesc acum. Dacă au careva dintre simptomele pe care le-am pus în discuție până acum, ce pot să fac? Dacă tot am spus despre coloana cervicală, am mai discutat puțin mai anterior despre exercițiile după McKenzie, care sunt foarte simple. De fapt, stăm într-o poziție fiziologică. În momentul în care deja stăm cu capul în antiflexie, că majoritatea stăm cu capul în antiflexie, încercăm să aducem capul într-o poziție cât mai înapoi. Spre înapoi. Ca și cum ar veni cu o carte peste nasul nostru. Asta permite să întindem lingamentele acestea nucale care sunt supra-încordate. Sunt încordate din cauza la postura greșită a noastră. Atunci, acest stretch al ligamentului nucal posterior permite să-i dăm puțină flexibilitate, puțină circulație. Este un exercițiu foarte simplu, dar care deja o să ne permită să prevenim o serie de probleme legate cu coloana cervicală superioară. De parcă facem tu cine ești. Da, important este să nu facem extensie în exercițiul acesta, că toată lumea încearcă să facă cât mai în spate, nu trebuie să facem asta. Deci capul trebuie să stea vertical și doar să-l mutăm
mai înspre spate. Și chestia aceasta puteți să faceți oriunde n-ați fi. Sunteți la volan, în trafic, acasă, la birou, a stat mai mult, pur și simplu începe să trageți bărbia în spate. La fel și omoplații. Fiindcă tendința este capul înainte, umerii în față, toată lumea merge, face pectorale la sală de sport, nimeni nu atrage atenție că, de fapt, este important să fie în balanță. Mușchii anterior cu mușchii posterior și atunci, la fel, umerii trebuie cât mai mult trași în spate, contractați mușchii interscapulari, mușchii paravertebrali, ca să putem romboiți, ca să putem avea un tonus și pe ei. Fiindcă sunt mult la calculator, vrem, nu vrem, tendința este să, să mergem cât mai mult în față. Și ce este important, nu trebuie să facem mișcări bruște, rapide, pentru că altfel mușchii vor reacționa invers și nu veți avea metoda, nu veți avea rezultatul scontat. Trebuie să o faceți lent și îndeajuns de relaxat. Fiindcă de obicei intrăm în altă fază, pacienții încearcă să obțină rezultate foarte bune foarte repede și nu-i dau timp și vin la doctor deja după ce au făcut un efort excesiv pe chestii banale, care puteau fi prevenite. Bun, în cazul ăsta, ca să nu ne grăbim, în cât timp trebuie să ne așteptăm la niște rezultate sau din câte repetări, din câte zile? Nu o să vină din prima zi, trebuie făcut exercițiile acestea și la un moment dat o să simțiți peste o săptămână că exercițiul devine mai simplu de făcut. Și nu o să, n-o să mai simțim aceste... Inițial, pacienții care vin și fac exercițiile astea, fiindcă toți pacienții care vin la mine, eu îi spun să faceți exercițiile date, fiindcă este important, pe lângă ce face doctorul, să fac și pacientul, ca să avem un rezultat mai rapid. Da, doctorul nu poate trata un pacient dacă acesta nu vrea să se trateze. Este una dintre regulile principale ale medicinii. Radu Celnacov, medic reabilitolog osteopat, a fost alături de noi și iată în această postură sugerată de el, vă vom spune la revedere și vă dăm un nou întâlnire mâine la ora 15. Cu toate bune și multă sănătate!